Așa. Ne mai uităm un pic la cine este pe aici pe listă. Bun, păi eu zic că putem să începem, deoarece după aceea se face târziu. E posibil tot așa să facem în 2 jumătăți, din ce m-am uitat. La un moment dat face Geshe-la pauză în această meditație și continuă după pauză cu încă un pic din meditație. Și o să fac eu prima parte și Octavian probabil că o să facă ultima parte. Bun. Așezați-vă în poziție, acolo unde sunteți fiecare. Încercați să stați liniștiți, în liniște, adică să încercați să nu-i deranjați pe cei din jur. Începem. Relaxați-vă gura, un zâmbet ușor pe față. Relaxați-vă sprâncenele. Trageți un pic stomacul în interior. Umerii merg un pic în spate. Degetele sunt relaxate. Spatele este foarte drept. Fruntea este relaxată. Ploapele sunt relaxate. Degetele mari de la mâini aproape se ating. Și o să facem dansul leului. Aveți 2 părți. Prima parte este doar o încălzire, nu e meditația reală. După aceea să facem o pauză. Și o să mergem în viețile noastre trecute. Haideți să ne focusăm pe zgomotul aerului condiționat. Puneți mintea pe un sunet din jur. Într-un mod foarte relaxat. Într-un mod fericit. Puneți urechile pe aerul condiționat. Începem.
Și acum veniți cu atenția pe sunetul inimii voastre. Simțiți bătăile inimii din pieptul vostru. Când expiri, încearcă să dai mai mult aer afară. Încearcă să-ți golești plămânii. Și apoi, inspirul e normal. Și acum hai să intrăm în interiorul inimii. În interiorul inimii este o cameră frumoasă de meditație. O pernă confortabilă de meditație. Soarele intră frumos în cameră și aerul miroase a proaspăt. Dar este un lucru ciudat cu această cameră. Pereții bat un pic pentru că sunt pereții inimii.
Și acum să pretindem că mai este o cameră în interiorul acestei camere din inima noastră. Este și mai liniște aici. Să mergem în interiorul acestei a doua camere. În continuare intră aer proaspăt și lumină de afară. Încă mai facem expiruri lungi, lungi. Dar este mult mai liniște și aproape că nu mai auzim bătăile pereților exteriori. Mult mai liniște, vă rog. Este o măsuță mică lângă mine, o masă de meditație și are un bol cu zahăr pe ea și înmoi degetul al treilea din la mâna stângă în zahăr. Și un cristal mic de zahăr rămâne pe degetul meu. Și apoi mă gândesc că ar fi foarte liniște în interiorul acestui cristal de zahăr. Voi intra în interiorul acestui cristal. Voi pune mintea în interiorul acestui cristal de zahăr. Așa că o fereastră mică se deschide în cristalul de zahăr. Mintea mea se intră în interior. Și în interior, surpriză, este o cameră frumoasă de meditație.
Mult soare intră pe lateralul cristalului de zahăr. O cameră de meditație foarte confortabilă. Mult aer proaspăt. Dar mult, mult mai liniște. Și acum, hai să ne întindem mintea, să facem mintea foarte mare, așa că în interiorul cristalului de zahăr, mintea mea devine Oceanul Pacific. Se întinde până la ambele margini ale lumii, și merge foarte mult în jos. Și tot acest lucru este mintea mea. Și, în mod surprinzător, suntem tot în interiorul cristalului de zahăr. Dar înăuntru este tot Oceanul Pacific, mintea mea. Foarte calm, foarte adânc.
Acum mintea mea se întinde sud de tot, la cerul albastru, deasupra oceanului, foarte, foarte sus, la fel de mare sau larg ca oceanul. Acum mintea mea este mult, mult mai mare. Cu toate acestea, în interiorul cristalului de zahăr, va fi mult mai liniște dacă mi-aș putea opri mintea. Așa cum aș stinge becul din camera mea, pot să apăs pe întrerupătorul de pe perete și atunci lumina se stinge. Hai să încercăm asta cu mintea noastră. O să închidem întrerupătorul minții noastre. Dacă vin gânduri în minte după asta, să ne uităm la ele și să le împingem departe. Începem. Închide lumina. Fără gânduri în minte. Dacă vin, împingi-le departe.
Acum, ultimul pas. Și după aia vom lua o pauză. Chiar mai multă liniște. Voi opri lumina minții mele. Și voi sta foarte, foarte în liniște. Chiar dacă gândurile vin, le voi ignora. Lasă-le să vină, lasă-le să plece. Nu mă voi gândi la ele. Începem. Și acum poți să-ți deschizi încet, încet ochii. Să te întinzi un pic. Să bei ceva. Dacă vrei să faci pipi, poți să mergi să faci pipi. La cât 35 de minute, mai sunt încă nu știu câte suficiente minute. Eu zic tot așa să ne oprim aici, pentru că îmi bea ghește cafeaua. Pentru că este... Mai este partea a doua, să-l las pe Octavian să continue. Și noi ne-am apropiat de ora 8 și jumate, aproape 8 și jumate. Și uite, v-am povestit de etapele preliminare și n-am făcut nicio etapă preliminară pe meditația asta. Uite, putem să deschidem și să citim dedicația, măcar. Și cum am făcut ultima oară. Unde să intrăm pe OneDrive, să zicem aici.
să vedem unde am eu aici doar. Nici nu mai știu să folosesc bine. Bun, vrea cineva să o citească, dedicația? Hai că zic eu. Da, bine, o secundă să te dau puțin mai tare. Cer scuze, la mine volumul este puțin mai încet, dar așa e el. Te rog. Okay. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime, ce numai din cele două se înfăptuiesc. Mersi mult, Livia. Mulțumim și noi, Liviu. Mulțumim, Liviu. Și sper să aveți o zi bună, afară e frumos, e soare. Mulțumim! Zi plăcere! Carantină plăcută! Pop, pop, pop! Ei, da! Stay safe, spălați-vă pe mâini! Da! Da, da, da! Pup, pup, hai! Ciao, 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 ciao!